Mii de cehi s-au întrecut pentru alegerea numelui celei mai populare vedete a grădinii zoologice din Praga, un hipopotam în vârstă de 2 luni. Iar ieri a avut loc ceremonia de botez cu șampanie, cadouri și tot dichisul. Era să-l cheme Ba Oliver Ba Kubik. Într-un final, micul hipopotam a primit numele de Valecek și o petrecere de botez, la care au venit îngrijitori, vizitatori ai parcului zoo și oficiali locali. Cu toți au cenit un pahar în cinstea lui Valecek. My jsme dostali spoustu návrhů od veřejnosti, z nich naši chovatelé vybrali 10 a o nich pak se hlasovalo na, mimo jiné, na facebookovém profilu Zoo Praha. Micul hipopotam s-a arătat destul de timid în ziua cea mare. Nu s-a atins de șampanie și s-a deslipit de mama lui doar să facă câte o baie răcoritoare și să mai scape de emoții. A primit însă un cadou delicios, un coș plin cu mâncarea lui preferată. Oaspeții și nașii l-au umplut cu ardei grași, pepeni verzi și banane și a lăsat coșul lângă bazinul în care se bălăcesc hipopotamii. Valecek își va petrece primii ani în viața la grădina zoologică din Praga, după care va fi transferat. Asta pentru că îngrijitorii se tem că tânărul hipopotam nu se va înțelege prea grozav cu tatăl său. După ce era...